Doamnelor și domnilor, avem motive plăcute să lansăm în această dimineață și videoclipul Trăiește-ți visul, semnat de Angelina Corșan și soțul ei, Ruslan Colesnic, în colaborare și cu Mihai Munteanu. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, Dumitru, și bine te-am găsit! Felicitările noastre, în primul rând! Mulțumim! Am văzut că ați depus eforturi pentru mediatizare, ați ținut lumea în suspans și iată că de ziua orașului ați lansat acest videoclip. Într-adevăr, am lăsat pe piață Marea Adunării Naționale de 14 octombrie, deci vreau să spun că am lucrat aproape 2 ani la această melodie, după care am filmat și videoclipul, s-a lucrat foarte mult, dar într-un final sper că le-a plăcut tuturor. Următoarele clipe o să-l punem și noi pe post. Ruslan este textilier, a colaborat cu mai mulți interpreți, cred eu, scrie și pentru tine în mod special. Cum îți pare ție produsul finit? Să zicem că ne bucurăm mult de ceea ce s-a primit. Am, cum a zis și Angelina, am lucrat foarte mult, s-a copt produsul, să zicem, timp de 2 ani și într-un final ne bucurăm de ceea ce a ieșit. Sper să placă și publicului de tot ceea ce am făcut. Da, vreau să menționez băieții care au filmat, care au depus mult efort, deci este vorba de Viomark Production, niște băieți extraordinar de talentați. Chiar le mulțumesc din suflet. Eu zic să urmărim și noi această frumoasă poveste unde ne motivezi să trăim visul nostru, să nu renunțăm la tot ceea ce avem frumos în suflet și după care revenim la discuție ca să aflăm și mai multe detalii de pe platoul de filmare. Exact. Trăiește-ți visul! Dorința de a învinge, dorința de a ajunge,
dorință de a ajunge visul meu. Mereu există o șansă ce dă un sens la viață, trezind acea speranță în ziua care mâine va veni. Există o rază de soare ce printre nori și ploaie mă face ca să cuceresc mai orizonturi care se ivresc. Trezind acea speranță în ziua care mâine va veni. Există o rază de soare ce printre nori și să cuceresc mai orizonturi care se ivesc. Acum zbor printre stele, trăiesc visele mele și simt căldura lor, a aștrilor. Bravo! Mulțumesc! Felicitările noastre, imagini spectaculoase, voci care îți aduc balzam pe suflet și text profund. Mulțumesc foarte mult! După cum s-a auzit, deci melodia a fost acompaniată de orchestra simfonică, deci aranjamentul a fost făcut de Marco Selski și deja mix master Andrei Lefenco. Eu cred că mulți atunci când văd acest videoclip te întreabă dacă nu l-ai filmat la Orheiul Vechi și secretul este că nu acolo s-au desfășurat filmările. Nu, a fost filmat în apropierea Șoldeneștelor, de unde este Urginaș și soțul meu, satul Poiana. Deci, Poiana, da, în regiunile alea, deci am căutat chiar foarte mult locația, ne gândeam unde ar fi mai potrivit ca să filmăm acest videoclip. Și mai puțin exploatat. Și mai puțin exploatat, exact. Exact, da, ar fi fost o idee Orheiul Vechi, dar deja toată lumea cunoaște Orheiul Vechi și toți au impresia că locuri frumoase în Moldova sunt doar la Orheiul Vechi. Și am decis să arătăm și altceva publicului larg și iată că am găsit această locație când am văzut-o, când mi s-a deschis peisajul în fața ochilor, am rămas toți în echipă fascinanți și am zis că da, uite aici o să filmăm. Acolo probabil ți-ai alimentat și tu sufletul cu multă inspirație, exact, ca să exact scrie texte și în viitorul apropiat. Cât de spectaculoase au fost momentele din timpul filmărilor, cum s-a mobilizat și Mihai Munteanu, pentru că și el are rolul lui acolo. Deci noi am filmat 3 zile acest videoclip. Deci prima zi am mers eu cu pianul, ne-am luat pianul în spate și am mers direct la Poiana. După care a doua zi l-am invitat pe domnul Munteanu. Știi că i-a plăcut foarte mult acea priveliște. Când a văzut, zicea că vreau să-mi cumpăr o casă, să trăiesc și eu aici, pentru că într-adevăr este ca rai, o bucățică de rai, da. Prieteniți de mult timp cu domnul Munteanu. Desigur. Cum a reacționat atunci când ați venit cu această ofertă? Pentru că știți că el deja are o imagine, este și mai selectiv, poate. De fapt, când am venit cu această idee, el nu știa despre ce este vorba. Am venit direct cu melodie pe care trebuia el să o interpreteze, dar nu a înțeles nimic. Zice, ce trebuie să fac? Păi, până la urmă, uite, că este o parte care trebuie să cântați. Dar el, de fapt, s-a obișnuit să cânte operă, dar aici este un pic altfel. Dar, până la urmă, s-a primit extraordinar când am mers la studio și a văzut ce s-a primit într-un final. Ce înseamnă pentru voi trăiește visul în familia voastră? Lucrurile decurg în totală armonie? Acolo unde există dragoste permanent, există și armonie. Trăiește visul nu doar pentru noi, dar în general. Am zis că pentru în această piesă se regăsește oricine. Fiecare de noi are un vis sau un trick pe care tinde să-l realizeze. Deci venim cu acest îndemn anume de a nu lăsa acest vis într-o parte și a lupta pentru el și a ajunge într-un final să-și trăiască visul. Omul cât trăiește are în buzunare multe vise, cred eu că e și vorba despre tine, Angelina. Într-adevăr, toată lumea are vise și desigur și eu, cu mare drag.
Iată, chiar acum vedem și niște poze, sunt din timpul filmărilor și alte poze. Ah, iată aici, ce văzut. Se întâmplă? De fapt era un timp așa mai răcoros, dar ne-am descurcat de minune. Așa, aici unde suntem la odihnă, pare iată mi se, aici, dragoste, în timpul repetițiilor. Așa. Și deja niște poze din acea zi. Ah, și desigur în costum popular. În calitate de artiști și textieri, ce scopuri importante urmăriți în acest domeniu? Depuneți toate eforturile ca să vă realizați prin muzică, ca tot ceea ce faceți în viață să aibă o legătură armonioasă și cu muzica în mod special. Sigur, pentru că asta este și meseria noastră și cel mai important este ca mesajul nostru și ceea ce avem noi mai bun să transmitem publicului. Eu mă bucur nespus de mult că l-am revăzut și pe Mihai Munteanu și sper că această conlucrare a voastră se va desfășura cu succes. Inițial, când am văzut posterul din depărtare, mi s-a părut că Mihai Munteanu va cânta cu Sofia Rotaru. Oleu, foarte multă lume îmi spune că foarte des confundată cu Sofia Rotaru. Dar tu ai stilul tău, ești unică și original în ceea ce faci. Evident că mi-amintesc și de experiența când ascultam Protect, era pentru mine o adevărată senzație. Iată că timpul aduce și schimbări și mă bucur că vă văd astăzi fericiți. Mulțumesc. Despre ce scriem în viitorul apropiat? Păi nu știu, despre ce o să, inspirație ce o să-mi aducă. Sau dacă vine Angelina cu vreo idee, îmi zicea, uite, aș vrea ceva pe tema dată. Eu sunt prima care vin cu melodia, apoi el așterne versurile pe hârtie. Și se combină foarte bine, îmi place foarte mult ceea ce facem. Probabil ne vine un pic mai ușor că suntem împreună și colaborăm la fiecare cuvânt. Dacă Angelina îmi zice că uite, cuvântul ăsta nu prea vine bine aici, hai să-l schimbăm atunci. Mă consider o norocoasă. Deci ce interpret nu și-ar dori să aibă un texter acasă? Ești norocoasă, te-ai născut sub o stea norocoasă, cu siguranță. Deși am vorbit despre conlucrarea cu Mihai Munteanu, vreau să mai deschidem și alte paranteze, mai colaborez cu el și în continuare. Sigur, să voi colabora neapărat, suntem de fapt și colegi de serviciu, pentru că eu sunt pianistă la conservator, predau, sunt lector și... Iată, chiar acum vedem și niște imagini. Așa, aici suntem la un concert la sala cu orgă, îl acompaniam, cânta o romanță, ceva frumos și mă bucur. Și chiar îi mulțumesc foarte mult că m-a însoțit în această lucrare, în acest videoclip și a făcut treaba foarte bine. Chiar îi mulțumesc. Atunci când obosiți de avalanșa zilelor, când poate nu mai este nici poftă de creație, căci uneori sunt și momente când căutăm surse de entuziasm, unde vă refugiați? Ce faceți ca să găsiți împlinirea personală? Păi de multe ori ieșim din oraș, mergem în afara orașului, mai descoperim locuri frumoase din Moldova, acum am reușit să-l descoperim și pe ăsta. Deci hoinărim, să zicem așa, prin văile Moldovei și descoperim frumusețile. Îmi place plimbarea. Într-adevăr, te relaxează plimbările în familie. Vă mulțumesc că ați binevoit să fiți matinali și că ați împărtășit cu noi emoțiile frumoase din urma acestui videoclip. Cred eu că v-ați prezentat Simptome de Glorie și ne vom revedea și următoarele ediții. Despre ce va fi următoarea melodie? Următoarea melodie se numește De dorul tău, de dragoste. De dorul tău, colaborare frumoasă de asta avem nevoie noi în fiecare zi, de o dragoste sinceră. Angelina, te invităm în scenă și noi suntem cei care o susținem și o vom susține în continuare și pe Angelina și pe soțul ei Ruslan, pentru că te așteptăm și următoarele ediții ca să citim versurile împreună. Mulțumesc, cu mare drag. Audiție plăcută, prieteni. Când vii